326 de elevi din raionul Glodeni vor merge la o școală mai bună cu autobuze noi. Autobuzele au fost achiziționate în cadrul proiectului Hai cu noi la o școală mai bună și vor fi plătite din bugetul de stat. 4 autobuze noi au luat astăzi calea instituțiilor de învățământ din comunele Balatina, Cuhnești și Vișoara. Acestea vor deservi 326 de elevi care vor parcurge calea spre școală în siguranță. Copiii sunt fericiți și susțin că drumul spre școală va fi de azi înainte o plăcere, iar condițiile de deplasare sunt pe gustul lor. E mult mai frumos decât cum a fost acealalt, care vechi. E foarte frumos. Mulțumim organizației raionale pentru acest cadou. Sper că acum o să fie mult mai bine, noi să ne înghesuim atâta și... Cum e mai curat, mai comod? Da, foarte. Acum o să fie mai bine și mai confortabil în noul autobuz. Noi să fim tare înghesuiți, noi să fim în picioare tare mulți și noi să fim murdari când o să ajungem la școală. Evenimentul de inaugurare a autobuzelor pe noul traseu a avut loc astăzi în centrul orașului Glodeni. Este foarte important, probabil că nu e descris în cuvinte ceea ce măsură care a avut loc astăzi, primirea celor 4 unități de transport care vor transporta 326 de elevi inițial din școlile care au fost optimizate spre școli de circumscripție unde vor beneficia de educație de calitate. Aici are în vedere săli de clase bine amenajate, laboratoare de chimie, de fizică, de biologie, cabinete de informatică dotate cu tehnică performantă și conectate la internet, sală sportivă. Asta e, după cum am menționat, asta ne-o dorim fiecare din noi, ca fiecare copil din raion să beneficieze de servicii educaționale de calitate. Cât au costat autobusele acestea? Deci, după cum am spus, autobuzele sunt dotate, da, din proiectul, în cadrul proiectului Educație de Calitate în mediul rural. Un autobuz costă undeva 800 și ceva de mii de lei. Ele, deci jumătate e grant, jumătate este finanțat de Banca Mondială. Deci, pe parcurs, în cadrul tot acestui proiect, se preconizează să mai primim câteva autobuse. Deci vor merge la fundurii noi, care va fi transportat la liceul teoretic Surzovca. Și un autobuz va fi primit la Cubani, care va transporta elevii de la gimnaziu Butești spre liceul Cubani. Obiectivul de bază al proiectului constă în sporirea accesului la învățământul de calitate pentru copiii din mediul rural. Managerii instituțiilor beneficiare de noile unități de transport au declarat că copiii vor fi în siguranță, fapt care nu le era asigurat în timpul deplasării cu autobuzele vechi. Este un pas foarte reușit și favorabil pentru susținerea procesului educațional în, dacă mă refer nu numai în raion, dar în special pentru instituția noastră, pentru satele care, din care vin copiii la noi la liceu. Vor avea posibilitate să vină la timp, la ore, vor avea posibilitate să vină pregătiți curăției în condiții normale să circule de acasă până la liceu. În sat mai are primăria un autobuz, însă este foarte învechit, cu mare risc transportam până în prezent copiii. Am avut caz când chiar transportând copiii roata sări de la acel mijloc de transport și era foarte, foarte rea situația. Copiii care sunt transportați din satul Moarea Domnească vor fi în siguranță, deoarece până acum erau transportați de un autobuz care nu corespundea cerințelor pentru transportarea copiilor. Părerea mea este foarte bună, fiindcă astfel de autobuze chiar copiii au nevoie, fiindcă până acum ei se deplasau pe jos și era un risc, mai cât timp de iarnă, cât timp de vară. Deci acum copiii sunt mult mai mult în siguranță, deplasându-se până la destinație, de la domiciliu. Cât de mulți copii vin la școala din Balatina acum, din satele vecine? Din Clococene noi vin în jur de 60 ceva de copii, din Tomești noi vin tot în jur de 60 ceva de copii, și din Lipovăți tot în jur de 50 de copii se deplasează. De ce noi mai avem acum mai avem un autobuz și acum o să mai acordăm cu două autobuze. De ce pentru comună este un avantaj foarte mare. Autobusul pe care îl aveți în ce condiție? În condiții foarte bune, exact ca astfel de autobuz. Deci mai aveți unul? Da, tot din ăsta nou. Anul trecut. De ce este un avantaj foarte mare acum pentru comuna noastră.
pentru care noi suntem primii pe Raionul Glodeni care avem 3 mijloace de transport din programul dat. Da, bineînțeles. Și liceul este mare, care are un număr enorm de mare de elevi, are în jur de 600 de copii. Deci este nevoie de astfel de transport. Proiectul reprezintă un mare succes nu doar pentru Raionul Glodeni, ci și pentru viitorul întregii țări. Cel puțin aceasta afirmă președintele Raionului Glodeni. Acesta a declarat că evenimentul de astăzi este abia primul pas spre o școală mai bună. Domn președinte, cât de importantă este pentru Raionul Glodeni achiziția aceasta? Este una foarte importantă și nu numai pentru Raionul Glodeni, este o achiziție foarte importantă pentru țară, pentru că de fapt este primul pas în materializarea aspirațiilor noastre europene, atunci când am început reorganizarea de la școli. Și să știți că acești pași palpabili dau credință în viitorul astfel de reorganizări. Eu sunt sigur că asta va ajuta ca calitatea studiilor pe care le vor face copiii noștri din satele mici să fie mai bună și va fi un exemplu și pentru celelalte școli, dar și în genere pentru toate raioanele din țară. Vreau să zic că îi invidiez pe viitorii elevi care vor, se vor plimba cu astfel de autobuse, pentru că este un pas bun înainte. Conducătorii autobuzelor trebuie să dețină cel puțin 5 ani de practică în conducerea mijloacelor în cauză. Aceștia au urcat cu plăcere la volanul noilor autobuze. Obligațiunilor acestor conducători a mijloacelor transport care vor fi implicați la transportarea elevilor din satul spre gimnazii, spre liceele teoretice, sunt cu o leacă mai mari față de celor care au fost până acum. O atenție sporită trebuie să aibă fiecare conducător în mijloc de transport, să nu depășească viteza stabilită, să fie la vreme în orice dimineață, să aibă timp disponibil pentru a pleca la aceeași oră, ca să fie cu o viteză mai redusă, să ajungă la locul stabilit. Aceeași se referă și la întoarcerea de la școli. Plus la aceasta, acești conducători în mijloacelor de transport trebuie să fie să deține toate categoriile, să aibă un stagiu de muncă numai puțin de 5-10 ani. Cum vă simțiți în nouă? Cum vă simțiți? Foarte bine. Mulțumit. Până acum, cum ați lucrat? Am lucrat tot pe autobuz, am lucrat o 7 ani. Ați dus copii? Da, la dumneavoastră la Dușoară. Și cum erau condițiile? Și tot bunușoare. Da, tot era bun. Se prevede că mai bine. Băi, copiii sunt mai bucuroși. Dumneavoastră aveți o responsabilitate mai mare acum? Da. De ce? Mai mare răspundere, mai ceva mai bun și trebuie să luăm seama. Elaborarea noii formule de finanțare și achiziționarea autobuzelor școlare sunt activități realizate în cadrul proiectului Educație de Calitate în Mediul Rural din Moldova, finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Educației. Pentru achiziționarea 35 de autobuze au fost investite 2,6 milioane dolari SUA. În anul 2010 au fost procurate 10 autobuze în cadrul proiectului și 15 mijloace de transport școlar din surse bugetare.